parte să exercițiu funcția nu i-am. Tocmai da. De ce nu-mi permiteți? De ce în baza care legi îmi interzice? Da, în baza la care legi nu ați mă filmat. În baza dreptului de a filma. În care baza dreptului? Nu știu, legi despre accesul la informații. Care știe accesul la informații? Este accesul la informații? Deconectați camera. De ce? De atâta. Spuneți în baza care legi. În baza care legi nu ați minimă filmat. Eu o să duc comisarul la Buiucani, Budeanu, familia mea. Așa, în baza care legi îmi interzice. Dumneavoastră în baza care legi minimă filmat. În baza Constituției și a legii despre accesul la informații. Unde scrie Constituția? Dumneavoastră aveți drept să filmați cu vorbitorii de poliție. În Constituție scrie cetățeanul are dreptul să se informeze. Dumneavoastră n-ați solicitat informare, dumneavoastră... Eu vreau să mă informez. Ce face un polițist cu epolet, dar nu în zi mai... de muncă, în exercițiu funcțiunii, dumneavoastră pe stradă, ce face? De ce? De ce eu trebuie să vă dau în baza care legi. Nu trebuie să-mi explicați că nu mi-e interzis. Eu sunt la serviciu. Eu nu mai interzis încă nimic, mă apropiat de nevoastră. Mi-ați interzis, dar eu filmez în baza legii. În baza care baza legii? Constituția, am de voi filmez. Care Constituție, domnule? A Republicii Moldova. Arătați-mi unde Constituție scrie. Arătați-mi dumneavoastră pe ce bază mi-e interzis. Arătați-mi ce bază mi-e interzis. Sunt tensiune în situație. Luați deconectați camera. Nu deconectez. Spuneți-mi întâi în baza care legi trebuie să opteresc camera. Dumneavoastră vă faceți probleme, adăugătoare, care le aveți până acum. Dumneavoastră îmi faceți probleme și trebuie să-mi explicați de ce. Eu nu vă fac probleme, eu vă spun da, să deconectați camera. Ba da, mi-ați interzis să filmez. Explicați în baza cărei legi. O să răspundeți după aceea dacă mi-ați interzis să filmez. O să răspund, deconectați camera. Dar nu deconectez. Când o să deconectați, atunci eu o să răspund. Nu, eu nu deconectez până nu spuneți în baza cărei legi. Vreau să zic, eu vă avertizez cu dumneavoastră oficial. Da. Ce ești cu dumneavoastră pichetați ambasada? Da. Vă s-o refuzat. Da. O să încălcați, o să răspundeți conform legislației de vigoare. Mașină privată. Bună ziua! Dar dumneavoastră cine filmați? Filmezi ce voi, strada, poliția, tot. Cine interzis și pe ce bază? Ce bază? Deci stau la ambasada Rusiei și se interzis și filmați. Dar nu poți nici un indicator că interzis. Păi de ce nu indicat nimic? Tot ce nu interzis e permis. Într-un stat normal, ce nu interzis e permis. Dar nu scrie că e pază importantă, sunt nici băieței în verde, mie simpatice, vreau să-i filmez. Dar de ce nu scrie că e interzis filmez acolo? Cine e interzis? Verbal și pe baza cărei legi? Este, vă spun că este ambasada Rusiei și se interzice de filmat. De ce se interzice de filmat? În baza cărei legi? De ce nu-i pus indicator? Eu nu știu cine pus indicator, dar vă spun că se interzice de filmat. Bun, ambasada nu mai filmez, dar o să filmez polițiști. Tot dumneavoastră aveți documentele dumneavoastră. Sunt un cetățean liber, de care documente vreți să vedeți? Sunt cetățean liber, am buletinul. Buletin de cetățean, este ce? Sunt cetățean să-l văd. Cum vă numiți? Document Taban. Taban? Taban. Și dumneavoastră unde lucrați? Nu lucrez nicăieri, sunt cetățean liber. Sunt cineast. Regizor de film. Am făcut școală de film la București la Chișinău. Am prezentat film în festivalul Cronograf. Deci asta e meseria mea, să filmez. Și jurnalist liber. Zic, se interzice să filmați ambasada. Ambasada nu mai filmează, să filmez poliția. Dar vă rog să spuneți șefele, o spună inscripția, acolo că e interzis filmat ambasada. La ambasada americană am văzut că e interzis, dar aici n-am văzut. Dumneavoastră, dacă vreți să filmați poliția, mergem acolo și noi clarificăm dacă doriți să filmați poliția. Nu, eu vreau de la distanța asta, mi-mi place unghiul ăsta, e cel mai fain. Dumneavoastră, mai mult mai filmați.
ambasada nu, dar poliția cereți dumneavoastră permisiune, dar eu n-am nevoie de permisiune. Eu n-am nevoie de permisiune. Sunt un cetățean liber într-un stat democratic, toate legile mă apără. Am înțeles. Închideți, vă rog, definitiv. Gata, l-am închis. Nu, închideți-o dumneavoastră. O să-l închid de tot. E aparatul meu, dacă puneți mâna pe el o să răspundeți. Eu nu trebuie vă spun, vă rog, vă să fiți să deci în baza cărei lege îmi interzice să filmez? Vă spun, că o lege nu cunosc ca să filmez. Dar eu cunosc că am dreptul să filmez. Și nu puteți să-mi interziceți, domnul Taban. O să filmez poliție de aici. Vă rog să mergeți să le spuneți că nu vreau să opresc să filmez. Da. Mi-a interzis să filmez, dar eu filmez. A fost chiar vicecomisarul și ne-a avertizat că meeting-ul e ilegal. De unde știu că e ilegal? Pentru că de la primărie li s-a spus că e ilegal. Ce înseamnă ilegal în cazul? Și Conatol decideți ce faceți, eu filmez. Acolo zic că vine anul ăsta? Dacă ai spus în 2 minute... Nu, el atunci zicea că în 7 minute, dar văd că m-a interzis. E condamnabil întârzierea lui de fiecare dată, rușinoasă, descalificantă, dar bine că nu mai este în funcție importantă. Dar de ce s-a adunat atât de mult? Și nu văd că doi oameni. Dar v-ați hotărât ce faceți? Avem motiv blama și pe ei. Uite, și 7 minute acum. Nu mai stăm până la și 12. Dacă nu vine niciun coleg, probabil o să începem mai în zonă. Dar de ce ați ieșit la protest? De ce am ieșit la protest? Da. Păi, în principiu, în declarația prealabilă asta am anunțat la primărie, că ieșim la protest ca să comemorăm cei 195 de ani de când a fost cedată Basarabia. Și primăria nici măcar nu s-a referit la lucrul ăsta. Interdicția pe care a eliberat-o spune că în perioada campaniei electorale ar fi o dispoziție de la guvern prin care noi nu putem să ieșim în stradă în perioada de până la alegeri. Ceea ce noi considerăm că e semi-legal sau chiar ilegal, fiindcă legislația nicăieri nu specifică lucrul ăsta, și s-ar putea chiar acum să avem surprize cu oamenii care vorbim, oamenii care se întrebe ce se întâmplă aici. Dumneavoastră, a fost anunțat că dumneavoastră trebuie să închideți camera, că o să fiți reținut. Nu, trebuie să motiveze de ce să închid camera, nu pot să închid așa pentru că vrea poliția. O îndreptați spre ambasada Rusiei. Nu mai îndrept, gata, o să îndrept numai pe dumneavoastră. Gata. Spus că dacă mai îndreptați o dată spre ambasada Rusiei, bun, să vedem cum o să argumenteze. Să vină să mai ia pe sus, dar eu sper să nu mai îndrept spre ambasada Rusiei. Nu, dar vreau să ne iau deconectați. Nu, că mie îmi trebuie camera, nu pot să o deconectez. Nu, eu mai încoace să mă dau ca să nu intre ambasada în cadru. Omul e în serviciu, nu o să-ți în serviciu, așa e și lumea lui în serviciu.
Aia, prin urmare, după cum spuneam, acțiunea noastră e legală atât timp cât am anunțat-o primării, conform legislației interne, suficient să faci o declarație prealabilă și am făcut-o în termen legal. Interdicția primăriei nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în stradă în data de 16 mai. De asta noi considerăm că, fiind protejați de legislația internațională și de legea națională, care spune că poți fi în stradă dacă faci o acțiune pașnică, intenționăm să ieșim la acțiunea asta, măcar și cu două persoane care suntem aici. Domnul Slam, după cum ne-am înțeles, nu o să desfacem altceva decât o pânză cu care nu scrie nimic, una din asta și mai eu. Puteți asta să-l punem că... Să nu fie afișat, ca să nu fie confuzie. Dar poate, poate și megafonul scoateți, sau megafonul nu scoateți? Nu ai megafon, dar... N-are? Are megafon. Ai megafon de mult? Ai megafon, dar spune-ți megafon. Ca să... Nu, sau poate pe rând, să vedem întâi cum reacționează la pânză. Poate întâi să vedem cum reacționează la pânză. Mai lasă-l. Șterge aici. Ok. Ce scrie acolo? Vă am dat e un text nescris. Arată. Text pe care probabil o să reușim să-l inscripționăm abia atunci când o să fim de acord cu decizia primăriei, de acord cu decizia curții de apel. Arată. Deocamdată e un mesaj gol. O pânză neagră pe care oricine dintre trecători ar trebui să citească ceva. Am vorbit cu el, i-am spus că o să fiu cu o pânză neagră în mână. De ce trebuie să vorbim? De ce trebuie să vorbim? Cine vorbim? De ce trebuie să vorbim? Eu v-am spus că nu e o acțiune publică. M-ați înțeles sau nu? Deci eu aștept un coleg. Eu aștept un coleg cu o pânză în mână. Dumneata cu eu sunt un cetățean care stă în stradă, fără să facă nimic. De ce îmi cereți mie la secretă? Voi o să puteți să nu faceți nimic. Da, eu da. De ce eu sunt în stradă? Eu sunt în stradă și nu se întâmplă nimic. Deci,
bagă în posterioritate. Închide camera și a ocupat Bacarabia. A sute? 95. La 1890. Are, are cine să facă lucrul ăsta, da. Autorizația primăriei este ilegală și contestată în judecată. Ne urmați la automobil! Vorbim frumos! Domnul, ne urmați la... ne urmați la automobil! Eu sunt legal aici! Nu sunteți legal, legală! În baza legii 560, cratima 8, articol 5! Domnul, ne urmați în baza declarată pe la loc de pus! N-am voie să stau aici. Am scandat? Nu am voie să stau pe asta, asta e etichetare? Demonstrat. Demonstrat. Prin lege, demonstrat. Eu n-am drept să stau în trotuare, așa, loc public. Vă luați în seama că ori strângeți, ori urmați la comisariatul de poliție. Ori ați strâns materia pe care e motivul? Pentru că nu aveți dreptul că spichetați. Invocați legea. Legea 65. Ascultați, domnul, dați-mi voie să vorbesc eu, vă rog. Legea 65, la 25 metri de obiecte de importanț major, nu aveți etichetat. Deci aceea sunt 25 metri ca până la ambasada Rusiei. Pe vată, dă-mi prea ambasada Rusiei. E etichet. Nu e etichet. Eu stau pe la... Vă rog, cine vă aduce în cont bani? Dar unde scrie aici? Nu am voie să stau în perimetru ăsta. Demonstrați că aici este interzis. Lumea merge, lumea stă. De ce este interzis? Se reține iar noi? Deci unde scrie că nu am voie să stau aici? Domnul Stan, ia-ți lucru. Domnul Stan. Ar trebui să invocați legea. Domnul Bregan, la fel urcați în automobil. Urcați în automobil. De ce? Eu de ce? Eu cu ce am greșit? Urcați în automobil, toți vezi în primul rând. Dar eu cu ce am greșit? Dar eu ce am făcut? Eu filmam. Acela-i microfonul nostru. Nu așa, tu poate și nu. Dar eu cu ce am greșit? Eu nu prea știu ce e vinovat acum. Eu cred că i-am încurcat ceva. Eu nu știu cu mâna cui să ia focul cu castanele de foc. Băi, mie mi se pare că băieți ăștia greșesc foarte tare. Da, dar eu nu știu cine greșește mai tare. Eu sunt sigur că greșesc foarte tare. Măcar nu-și dau seama. Își dau seama, că dacă nu-și dădeau seama ne luau și ne duceau. Dar acum ei sunt că-i nasol. Care vreau să rămână fără epoleță. Opa. Deci, care primul rămâne fără epolet? Mai puteți decide acum să ne lăsați în stradă, cred că nu-i târziu. Am spus-o și la acțiunea trecută. Și nu-i târziu? Nu-i târziu să ne lăsați în stradă, pentru că considerăm că greșiți. Și greșiți amar, e scandalos de tot. Cineva va trebui să răspundă pentru asta. Ați mai calcat odată pe aceeași greblie, ziaristul l-ați luat din stradă. Acum și tehnica o să fie stricată. Ei, dar cum? Ia, unde suntem aici? Cine-o spus? Da. Да, мне нужно, конечно, не спокойно.
noi, nu le-am zis că am declarat pe prealabil, eram în stradă, mă, că am zis.